ediție specială cu Alicia Cupescu și Cătălin Striblea la Europa FM. Bună seara, bine v-am regăsit pe aceeași frecvență. Așteptăm din moment în moment anunțul președintelui Klaus Iohannis la capătul unei ședințe de o oră și jumătate, doar mai puțin chiar, cu cei responsabili pentru gestionarea pandemiei și responsabili pentru luarea unor măsuri care să mai stăvilească această tragedie. Vă amintiți, fără îndoială, acum 24 de ore îl auzeam tot aici la Europa FM pe președintele Klaus Iohannis deplângând nivelul la care am ajuns din punct de vedere pandemic, acuzând autoritățile că n-au făcut ce trebuie, vorbind despre un ritm de vaccinare foarte lent. Anunța această ședință, anunța că vor fi luate restricții dure, pentru că altfel nu se poate. Cătălin Striblea? Bună seara, astăzi a fost o zi mai bună pentru vaccinare. Cred că au fost 44.000 de doze noi. Funcționează și sperietura la ceva. L-ați auzit mai devreme în Piața Victoriei și cred că știrile Europa FM au readus în atenție acest moment. Vicepremierul Kelemen Hunor a anunțat cam la ce tip de măsuri ar trebui să ne așteptăm. Acum, imaginația mea spune că domnul Kelemen Hunor ar trebui să fie în cunoștință de cauză cu ceea ce se discută la nivel guvernamental. Reiau un pic, să vedem dacă asta va aduce și președintele Iohannis, spune vicepremierul, de la ora 20 la 21 să interzicem circulația până dimineață, de la 20 sau 21. Barurile, discotecile și tot ce înseamnă instituții sau activități mai puțin importante trebuie închise 30 de zile. În weekend trebuie restricționată circulația. Trebuie să vedem dacă în instituțiile publice se va intra cu certificat verde. Dar eu zic că nu, zice domnul Kelemen Hunor, cel puțin pentru 30 de zile. Școlile trebuie trecute în online pentru 3 săptămâni, o lună cel mult. Eu sunt pentru a restricționa mișcarea oamenilor pentru 30 de zile, nu mai mult, dar nu un lockdown total. Acum nu știu ce înseamnă restricționare de circulație 30 de zile, dar nu lockdown. Poate ne... Această trecere a școlilor în online despre care vorbește Kelemen Hunor este un scenariu. În același timp însă, în dialog cu jurnaliștii, ministrul Educației Sorin Câmpeanu confirma că este luată în calcul inclusiv varianta unei vacanțe de o lună care să țină loc de școală online. Da, pentru că în vacanță guvernul nu plătește acele ajutoare care se dau în perioadă de online. Cred că în câteva secunde o să-l auzim și pe domnul președinte Klaus Iohannis după această ședință a persoanelor care răspund de combaterea epidemiei. Klaus Iohannis chiar acum în direct de la Palatul Cotroceni. În ceea ce privește școlile, vă spuneam că ministrul Sorin Câmpeanu spunea că toate variantele sunt deschise în condițiile în care, citez, nu înțelegem să ne vaccinăm. În situația în care se suspendă și alte activități, e o opțiune. O ședință pe care am convocat-o de ieri deja, o ședință la care a participat premierul, miniștrii cu atribuții în domeniul combaterii pandemiei, experți. Am discutat despre vaccinare, despre școli și despre restricții. Și vreau să fiu foarte clar, din capul locului, dacă vrem să se oprească pandemia, singura, repet, singura soluție este vaccinarea. Vaccinarea oprește pandemia. Știu că sunt mulți care încearcă să vă spună că nu este așa. Haideți să vedem ce se întâmplă în lume. În vestul Europei, unde lumea s-a vaccinat în masă, 70-80% dintre oameni s-au vaccinat, s-au relaxat. Pandemia, practic, nu mai are impact. În partea noastră, Europei, unde lumea este reticentă, din vari motive, reticentă la vaccinare, suntem în plin val pandemic. Iar la noi, în România, s-a declanșat o adevărată catastrofă cu sute și sute de decese în fiecare zi, cu zeci de mii de oameni care
se infectează zilnic. Deci, dragi români, dacă vreți să terminăm cu această pandemie, vaccinați-vă. Dacă vreți să nu ajungeți la spital și să nu ajungeți la terapie intensivă, vaccinați-vă. Nu-i credeți pe cei care vă mint cum că ar fi periculos, că s-ar întâmpla nu știu ce. Singurul lucru care se întâmplă dacă vă vaccinați este că scăpați de boală și scăpați cert de forme grave de boală, iar noi, ca și societate, să scăpăm odată de această pandemie. Până atunci, până când vă convingeți să vă vaccinați, din păcate, este nevoie de restricții prin care putem să avem grijă de cei mai vulnerabili. Dar până ajung la restricții, dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre școli. Este evident că școlile sunt puternic afectate și prin elevii care sunt infectați, dar și prin personalul, profesorii, învățătorii care se îmbolnăvesc. În mod normal, începând de luni, deci de acum, săptămâna viitoare de luni, ar fi vacanță pentru cei mici. S-a decis astăzi ca această vacanță să fie valabilă nu numai pentru ciclu primar, ci și pentru gimnaziu și liceu pentru 2 săptămâni. Deci, începând de luni, este vacanță școlară. Când vorbim despre protecția individuală, nu întâmplător am venit cu mască. Începând de luni, masca redevine obligatorie peste tot. Și în interior, și în exterior, și la școală, unde se mai ține, și în târguri, și la cinematograf, și dacă vă plimbați pe stradă, este obligatoriu să aveți mască. Este regretabil, dar trebuie să instituim restricții, care restricții vor intra în vigoare de luni. Guvernul va hotărâ în cel mai scurt timp, cel târziu vineri, foarte concret ce restricții intră în vigoare, asta după ce Comitetul Național și experții în materie vor stabili cu toate detaliile aceste norme și le vor transpune, sigur, și în limbaj juridic. Vreau să dau doar câteva exemple care nu sunt exhaustive. De exemplu, va fi restricționată circulația noaptea. Excepție făcând cei vaccinați și cei care, sigur, cu legitimație de serviciu au o treabă legitimă de rezolvat. În timpul zilei, la majoritatea activităților, accesul va fi permis numai cu certificatul verde, iar cei nevaccinați, din păcate, vor avea o sumedenie de restricții. Aceste lucruri, sigur, se vor îmbunătăți pe măsură ce lumea înțelege să se vaccineze și vom scăpa de această pandemie. Până atunci, vă doresc tuturor multă sănătate! Președintele Klaus Iohannis în direct de la Palatul Cotroceni, anunțând că de luni este vacanță pentru toți elevii timp de 2 săptămâni ca măsură de limitare a pandemiei. Tot de luni, masca redevine obligatorie peste tot. În ceea ce privește celelalte restricții, multe care vor intra în vigoare de luni, le vom afla peste vreo 2 zile, Cătălin Striblea. Dar ele sunt destul de clare. În primul rând, va fi carantină de noapte pentru cei nevaccinați. Dacă ești nevaccinat, nu mai poți să ieși pe stradă. Ăsta e anunțul domnului președinte. De asemenea, se introduce, înțelegem, în mare măsură, dar nu știm ce înseamnă asta, certificatul verde. Guvernul va specifica unde, când și cum este obligatoriu certificatul verde, dar, spune președintele, în majoritatea activităților zilnice va fi obligatoriu certificatul verde. Asta ar putea să însemne, presupunerea noastră, acces
în restaurante și în magazine. Nu? Astea ar fi primele spații publice la care ne gândim. De asemenea, de aici se termină. Informațiile lipsesc, vin mai curând întrebările. Adică angajații de la stat, din serviciile cheie, vor trebui să prezinte sau nu certificat verde la muncă, de exemplu. De ce doar 2 săptămâni vacanța școlară? Că posibil că o vor prelungi. Iarăși nu apar toate elementele pe care le spunea Chelemen Hunor ceva mai devreme, dar despre care bănuiesc că sunt discutate. Și mai e o chestiune. Domnul Iohannis nu a anunțat personal lucrurile, restricțiile care urmează să se întâmple, ci le-a lăsat în seama unui guvern care este demis în momentul acesta. Și nicio vorbă despre consultări, partea politică a chestiunii, sigur. Bun, vom avea consultări de mâine, de la ora 11, începând. Dar în ceea ce privește informațiile pe care președintele Klaus Iohannis le-a transmis, haide să vedem dacă sunt suficiente, dacă este ceea ce trebuie, dacă este sau nu este discutabil. În direct la Europa FM, gazetarul Cristian Tudor Popescu. Bună seara, domnule Popescu. Bună seara, doamna Iacobescu. Ați observat mai multă claritate, mai multă fermitate? Sunteți un pic mai liniștit astăzi că l-ați auzit pe președinte anunțând ce a anunțat? Păi, cum aș putea fi liniștit când văd că din nou președintele ne mănâncă zilele? Luni. Da? Toate sunt de luni. Păi până luni, cât mai e până luni? Da? Deci același comportament pe care nu știu cum să-l calific. Deci de o lună de zile președintele ne mănâncă zilele. Dă o săptămână de la el pentru partide, pentru consultări, 10 pentru Cioloș și guvernul lui Stafie. Și acum încă 5 zile până luni. 5 zile în care vor muri sute de oameni. Mii de oameni la rata care este acum. Cum adică luni? Mâine, cel târziu, aceste reglementări ar fi trebuit să fie în vigoare, să stea noaptea asta, să facă normele de aplicare și mâine să le aplice. Nu se poate. Cum adică până luni? Dumneavoastră înțelegeți? De ce credeți că lasă președintele aceste zile? Adică încă noi căutăm o explicație logică. Trebuie să fie și o formă de logică în toată treaba asta. Sunt în stare. Cu toate că m-a preocupat așa logica în viața mea, nu sunt în stare să găsesc un răspuns logic la această prelungire a stării de fapt până luni. Nu sunt în stare. În loc să apară acum și să spună iată care sunt măsurile care se iau și măsuri exprimate mult mai clar decât a făcut-o. Au fost destul de vagi, cum și spuneați mai devreme, domnule Striblea. Să fie mult mai clare și să ne spună că în noaptea asta ele sunt puse pe hârtie, sunt trimise imediat. Acum vă mai întreb ceva. Nu au nevoie de aprobarea Parlamentului? Unele dintre Guvernul ele, este interimar. Unele dintre ele, cu siguranță. Ce formă să iau măsurile astea, vă întreb. A spus președintele o precizare, a zis așa, după ce aceste măsuri vor fi transpuse în limbaj juridic. Cred că aici e cheia. Cred că încă s-ar putea să se caute acele măsuri care pot fi date de un guvern de calitate. Dom'le, dar măsurile astea, stimați colegi, bun, haideți să apelăm la exercițiul ăsta mental numit logică. Păi acum le pui sub formă juridică până luni, în weekend? Nu ar fi trebuit aceste măsuri? Ele sunt vreo noutate?
Noi am avut stare de urgență anul trecut. Am avut carantină totală. Deci astfel de măsuri s-au mai luat. Astfel de măsuri se iau în Europa și în lume, în momentul de față. Ele nu ar fi trebuit să fie scrise deja de multă vreme sub formă juridică, pachet și pregătite? Un cuvânt care n-a fost rostit niciodată în, decât în sens negativ în legătură cu pandemia asta? Cum să le faci de acum până luni? E logic? Cum să ne spui acum că se face formatul juridic până luni? El trebuia să fie făcut de mult. Președintele apărea în seara asta, mă rog, putea să apară și aseară și să ne spună. Măsurile pregătite intră din acest moment în aplicare. De ce credeți că președintele lasă acest anunț pe umerii premierului demis Câțu? Are asta vreo semnificație? Sau? Da, pentru că, bineînțeles că nu simpatizează nimeni astfel de măsuri. A încercat, iarăși, o chestiune logică. Avantajul principal, esențial al celor vaccinați, este că nu mor. Deci dacă se îmbolnăvesc, nu ajung la ATI. Pot să fie asimptomatici sau pot să facă forme ușoare. Am și eu destule cunoștințe, cazuri, am văzut ce se întâmplă. Da, se pot și se îmbolnăvesc destui vaccinați, dar fac forme suportabile. Acesta este avantajul. Ori, ca să faci discriminarea aia, vaccinații au voie să umble noaptea. De ce? De ce au vaccinații? Da, sigur că da, e vorba de, de magazine alimentare, de farmacii, de resurse esențiale pentru populație. Dar l-a umblat noaptea. De ce faci această diferențiere? La umblat noaptea, ar trebui să nu aibă voie nimeni. Pentru că cei vaccinați pot fi la fel de bine purtători ca și cei nevaccinați și pot să transmită acest virus unor persoane care circulă nevaccinate, dar cu tot felul de hârtii la mână în cursul nopții. Deci aici n-ar trebui să funcționeze asta. Ar trebui, de fapt, doamne Iacobescu, domnule Striblea, ar trebui, de fapt, carantină totală. Măsură pentru cel puțin 2 săptămâni, adică atât cât se închide școlile. Această vacanță forțată la școală. 2 săptămâni, nu numai la școală, ci și peste tot. Cum a mai fost? Și care ar avea efect în cazul de față? Este singura măsură care poate să aibă un efect considerabil acum, când infectările au explodat în halul ăsta, că tai pur și simplu posibilitatea de întâlnire, de apropiere a oamenilor. E o metodă, sigur, dură, extrem de brutală, dar alta nu mai există pentru că s-a intrat în situația asta. Și atunci, pentru că nu vor să pronunțe din punct de vedere politic, aflându-se acest guvern și președintele Iohannis, aflându-se la o cotă foarte joasă de popularitate în acest moment, evită să pronunțe carantină, să pronunțe stare de urgență. Asta ar fi trebuit să spună, pentru că asta este starea și situația în acest moment, și atunci încearcă să o deghizeze cu aceste măsuri. Întrebare. Pentru stare de urgență, domnule Popescu, pe lângă decretul emis de președinte, trebuie apoi o susținere din partea Parlamentului. Ce ar trebui să facă un președinte în situația de acum, din acest punct de vedere? Pe ce să facă?
Poate căuta sprijin la toate partidele parlamentare, pentru că suntem într-o situație excepțională? Nu, n-are ce sprijin să caut pentru decretul privind aceste restricții? El trebuie, nu, pentru starea de urgență despre care vorbeați un pic mai devreme. Ar trebui să aibă susținere parlamentară. Da. Păi ar trebui să-și asume asta și să ceară decretarea stării de urgență Parlamentului, iar dacă Parlamentul nu o aprobă, atunci sunt iresponsabili. Da. Dar Parlamentul ar putea să profite în această situație unele partide, ba chiar și PNL-ul. Nu știu dacă ar accepta așa ceva în momentul de față din partea președintelui, pentru că și-ar face socoteala că pierde. Că guvernul PNL trebuie să aplice starea de urgență în momentul de față. Deci există această frică politică pe care am văzut-o și anul trecut. Ce am văzut acum s-a repetat la o scară mai mică ca număr de morți anul trecut. Guvernul Orban a refuzat pur și simplu să aplice carantina în lunile septembrie și octombrie, cu consecința din noiembrie și decembrie cu miile de morți. Dar anul trecut urma să avem alegeri. Acum suntem la an lumină de alegeri și oricum la cât de grav a ajuns situația, domnule Popescu. O, Doamne Dumnezeule, alegerile în România, cel puțin, nu știu la alții cum o fi, dar la noi nu se termină niciodată. În fiecare secundă a vieții noastre au alegeri. Nu noi avem. Ei au alegeri tot timpul. Din sculare până în culcare, în fiecare zi. Și indiferent ce se întâmplă. Da? Și dacă avem, iată, această catastrofă în România, să știți că mintea lor este tot timpul la alegeri, la voturi, la putere. Da. Mulțumesc tare mult pentru intervenția telefonică, domnule Popescu. Cristian Tudor Popescu analiză imediat după anunțul făcut de președintele Klaus Iohannis. Cătălin? Să recapitulăm. Așadar, președintele a anunțat ce restricții va lua guvernul, dar de-abia începând de luni. Iar restricțiile în sine vor fi comunicate până vineri. Spunem felul următor. Avem vacanță, va fi vacanță pentru toate școlile, deci va fi vacanță școlară, vreme de 2 săptămâni. De luni. Tot de luni, masca devine obligatorie peste tot. Și spune așa, este regretabil, dar trebuie instituite restricții care intră în vigoare de luni. Guvernul va stabili care vor fi, dar vă dau câteva exemple, înțeleg eu, la modul general, da? Se restricționează circulația noaptea. Excepție fac cei vaccinați, adică cei vaccinați vor putea circula noaptea, cei nevaccinați nu. Ziua, la majoritatea activităților, fără a fi numite, va fi permis acces cu certificat verde. De fapt, aici este fraza cheie și în acest moment nu știm ce înseamnă ea, care este gradul, pentru că acces cu certificat verde poate să însemne acces la muncă cu certificat verde sau acces la restaurant cu certificat. Lucru pe care până acum nu l-au reglementat, nu l-au impus, vaccinarea pentru a avea acces la locul de muncă, nici măcar pentru cei care lucrează cu pacienți, nu mai zic cu public. În mod evident. Și de asemenea mai e o întrebare, Alice. Între ce rate de infectare se aplică aceste restricții, nu? Adică, și asta e foarte important, poate sunt localități unde rata de infectare este 3 la mie. Haideți să vedem ce impact crede jurnalistul Cătălin Tolontan că vor avea măsurile anunțate de președintele Iohannis. Cătălin, bună seara! Bună seara! Concret, 2 săptămâni de vacanță de luni și masca redevine obligatorie peste tot. De restul mai vedem pe vineri încolo. Da, a fost e seara, dar emisiunea deșteptarea de seara, ca să zic așa. Da. În sfârșit, George, Luca, Vlad și președintele Iohannis și surpriza autorității din România, acestea din urmă au realizat faptul că e nevoie de măsuri. Așa cum spunea Cristian Tudor Popescu,
sunt într-o bulversare teribilă oamenii ăștia din care ne conduc, de vreme ce ei acum au început să calculeze efectele măsurilor, posibilitatea de a le implementa în lege, de a ca societatea să le metabolizeze. Poate acum au aflat că a venit criza. De asta au nevoie de aceste zile și de asta președintele a și rămas vag în foarte multe aspecte, singur, dincolo de nevoia de a transmite mesajele proaste prin gura premierului Câțu, care este o nevoie evidentă. Mi se pare că se face clar o diferență între vaccinați și nevaccinați și primele anunțuri ale președintelui acestea au fost. Să vedem dacă, de fapt a spus clar, nu? Vaccinarea este singura cale de a ieși din pandemie. A insistat pe asta. Și de a umbla noaptea pe străzi. Și nu numai. Și nu numai. A spus că se limitează foarte mult pentru nevaccinați multe dintre lucruri. N-a spus care, dar le vom vedea. Tu ce crezi că ar funcționa la nivel de limitare a accesului pentru cei nevaccinați în această în primul fază? Rând, ar funcționa să se țină de cuvânt autoritățile. În sensul în care ceea ce spun acum chiar să facă. Pentru că noi am trăit cu toții o tragedie recentă, pentru că ei atunci când au făcut mare relaxare pe 13 mai, de fapt nu s-au ținut de ce au spus că vor face. Ne-am descoperit cu uimire, vorbind cu oamenii care au fost în acea ședință și am publicat astăzi în Libertate, faptul că ei, și asta e pericolul, am spus, ok, asta e ședință importantă cea de azi, dar să vedem cum a fost cea de cu 5 luni în urmă, când a fost mare relaxare. Asta a fost, asta este marea constrângere, practic, da? Oamenii au hotărât atunci, și asta apropo și de întrebarea voastră, de la ce cote se aplică de vaccinare, de incidența virusului, măsurile de luni încolo, ei au spus așa, relaxarea, procesul invers practic, se derulează numai dacă se ating țintele de vaccinare. Asta ne-a spus președintele României acum 5 luni. Nu s-au ținut de cuvânt. Nu s-au ținut de cuvânt. Țintele de vaccinare nu s-au făcut. Noi nu avem nici acum 6 milioane de oameni vaccinați, adică atât cât trebuia să avem la 1 iulie. Suntem într-o întârziere îngrozitoare și totuși ei au relaxat. De asta sunt sceptic. Să vedem dacă ceea ce a spus astăzi președintele chiar se va aplica. Adică dacă ei, mai departe, când vor transforma în lege sau un act legislativ, da? În hotărârea comitetului, în hotărârea de guvern, depinde ce e nevoie să facă pentru fiecare dintre măsuri, chiar se vor ține de ele. Chiar le vor scrie acolo și apoi le vor fi sau nu aplicate. Pentru că până acum, suferința a venit din faptul că n-au aplicat. Cătălin, specialiștii cu care noi vorbim atunci când e vorba despre restricții și incidență și impact și inerție în reacție la măsuri, la restricții, cu toții rostesc cuvântul carantină. Mă rog, unii spun lockdown. Ceea ce spune președintele, ceea ce anunță președintele, e departe de carantină, nu? Cât de departe poți să stai de carantină și să ai rezultate? Carantina este măsura urgentă. Este măsura care ne asigură urgent, înseamnă să suferim îngrozitor încă 3 săptămâni, o lună și apoi încet, încet, eventual să ne revenim. Deci fără carantină să răspund simplu specialiștii, nu noi, că nu ne pricepem, susțin că nu ne vom rezolva situația. Și vom rămâne în aceeași suferință. Vă amintiți discursul Papei Francisc de oamenii cu siguranță ce amintesc. Papa Francisc de Crăciun în martie 2020 abia începuse pandemia. Eram toți însingurați, înspăimântați, izolați în fața unei amenințări necunoscute și a spus așa, adevăratul stadiu de dezvoltare a popoarelor noastre se măsoară în fața suferinței. Și din păcate, ceea ce vedem noi astăzi este adevăratul stadiu de dezvoltare a poporului nostru, a societății noastre și nu în ultimă instanță, dar nu doar a statului român. Ziarul vostru... Nu suntem în stare fără să reintrăm probabil în trase, să trecem acest val, spun specialiști. Pentru că nu avem un stadiu de dezvoltare care să permită alte acțiuni rafinate, disciplinate, organizate, care ar trebui, evident, să înceapă nu cu noi, cei guvernați, ci cu guvernanți. Ziarul vostru Libertatea publică în deschidere un articol cu opiniile a 3 specialiști exact pe această chestiune. Sumarul e așa. Trebuie instituită stare de urgență, cea mai eficientă măsură este carantina, impunerea certificatului verde, spun specialiștii consultați de voi, e o măsură ce nu va fi respectată,
iar prin măsuri dure vor fi pedepsiți și cei vaccinați. Asta este concluzia articolului vostru din Libertatea în acest moment. Dintre astea patru măsuri, în urma acestui anunț din această seară, către ce crezi că ne îndreptăm? Pentru că primele două nu sunt. Către o carantină de Crăciun, ca să citesc pe Vlad Mistici, expert în politici de sănătate publică, și el printre cei pe care tu i-ai pomenit adineauri. Deci omul a spus, dacă nu facem carantină acum, vom face o carantină de Crăciun, pentru că așa arată, din păcate, ciclul. Și da, și e foarte bună observația pe care a adus-o aici, pe tot în fața ascultătorilor Europa FM, să ne gândim practic, ca la intrarea pe un stadion, da? Când verifici biletul omului. Cum se va verifica faptul că omul are certificat verde? Concret, cum se verifică, punem polițiști la toate intersecțiile? Vă dați seama că societatea este curioasă în momentul ăsta. Atenție, nu lucrăm aici cu niște oameni, încă n-au de ce să, nu avem de ce să fim calmi, din păcate, ăsta e adevărul. Două, trei dintre oameni nu s-au vaccinat. Oamenii ăștia sunt ostili în mod clar ideii de restricții. Cum așezi în momentul ăsta relația dintre cetățeni și stat? Asta e un lucru foarte complicat de realizat. Pentru că nu mai ești în martie 2020, când abia cunoșteam pandemia. Ești după un an și jumătate de nefăcut ce trebuie. Și ce face Alică? Hai să vorbim concret. Deci certificat verde înseamnă să ai acel cod QR, da? Vă imaginați asta la state? Sau, haideți să spunem atunci, că am văzut cu toții cum funcționează asta în România sau în Europa, unde funcționa. Nu e suficient să ai un din ăla, că ăla poți să ai o poză pe telefon. Trebuie să te identifici, să scoți și altă identitate ca să vadă că numele de pe certificatul verde este același de pe actul de identitate și nu ne-am făcut toți un milion de copy-paste-uri. Adică e foarte complicat. E complicat, dar avem soluții, Cătălin. Au aplicat și alte state și se poate face verificare în sondaj, prin sondaj, așa cum face poliția seara în centrul vechi din București, acolo unde patrule de poliție trec. Că nu trebuie făcut nimic, din potrivă. Probabil că e prea târziu și prea puțin ce se face, dar sigur că trebuie făcut. Spun că va fi extrem de greu și că autoritățile trebuie să se gândească și la cum implementează acest lucru, cum conving două treimi din populația României să se supună acestor măsuri, să le accepte, de fapt, ar trebui să fie cuvântul. Și cum sancționezi încălcarea acestor reguli pe care le-ai impus? Exact. Ce faci? Îl bagi în casă, domnule, de o amendă? Foarte... Nu înseamnă că nu se poate, încă o dată, dar se poate dacă convenim că suntem împreună în lucrul ăsta. Deocamdată văd că nu suntem împreună și inclusiv am văzut astăzi, cei de la AUR merg înainte cu guvern cu Călin Georgescu. Ca să fie clar, Călin Georgescu nu este un independent. Călin Georgescu și Libertatea a făcut asta acum un an și ceva, a fost promovat de Sputnik. Rețelele de promovare ale Kremlinului în România l-au făcut pe omul ăsta, între ghilimele, independent. De fapt, este un bigot politic, un om care urăște, conform propriilor declarații, o groază de categorii din țara asta și care a fost pictat drept independent de curentul rusesc de influență din România. Și vă dați seama ce jocuri se fac în momentul ăsta. De asta spune și în spatele AUR sunt de bună credință foarte mulți votanți. E complicat, e foarte complicat. Una peste alta, dacă e să rezumăm, Cătălin, ce spui de fapt? Două săptămâni de vacanță impusă copiilor se justificau sau nu? Ca să le luăm la rând. Sunt trei măsuri. Cred că toate măsurile se justifică. Cred că tot ce au spus, sau ce a lăsat președintele să se înțeleagă, că nu toate sunt clare, se justifică. Important este ca statul să poată să convingă oamenii că e necesar să se întâmple lucrul ăsta. Încă o întrebare, da. Mai avem trei minute din această ediție specială. Cum ai mai putea să încurajezi vaccinarea în acest moment, Cătălin? Știți cum? Avem oameni premiați la festivalurile internaționale de creație, de publicitate în țara asta. Destul de mulți. Cum nu avem în alte domenii? Să dea guvernul mână liberă, nu premierului Câțu, care și-a făcut singur film cu el bând cafeaua, nu. Să dea mână liberă unor oameni care știu cum se transmite mesajul la alți oameni și să răspunzi la fake news și la propaganda îngrozitoare și la valul de ură al televiziunilor printr-o campanie publicitară
masivă, astfel încât fiecare mesaj mincinos să primească 10 mesaje, cum or fi ele, empatice, tensionate, nu știu, nu mă pricep, nu e treaba mea. Cred că asta ar fi o soluție. Dacă vrem într-adevăr să scăpăm din dihonia asta dintre noi. Da, mulțumesc tare mult pentru intervenția telefonică. 44.000 de oameni s-au vaccinat astăzi cu prima doză. În acest ritm, ne-ar lua 3 luni de zile ca să ajungem la cel 60%. În acest ritm, Cătălin Striblea. Adică 90 de zile, ori da. 400 de morți pe zi, faceți dumneavoastră calculul. Unde suntem? Să rezumăm, președintele Klaus Iohannis în această seară, după ședința la care i-a convocat pe responsabili în materie de gestionare a pandemiei, anunță vacanță pentru toți elevii de luni încolo, timp de 2 săptămâni, o mai vedea după. De luni, masca redevine obligatorie pretutindeni, interior-exterior, și tot de luni vom mai avea niște restricții pe care ni le spune domnul Câțu vineri, probabil, Cătălin. Da. Vom discuta despre asta la România în direct mâine, poate chiar întrebarea lansată de Cătălin Tolontan aici. Cum faci să convingi 2/3 din populație că acestea sunt măsurile corecte, în special folosirea certificatului verde? Care e și destul de dificil de verificat, sancționat, evident, dar urmărit. Bănuiesc că și în alte state a fost dificil de verificat, aprobat, și cred că și România educată și care vrea să treacă peste obstacolul ăsta are destule resurse, nu? Până acum s-a făcut așa cum au vrut forțele politice gen AUR. Exact așa s-a procedat în România. Cred că e timpul să se procedeze altfel. Mai avem de urmărit mâine, Cătălin, să reamintim, și o nouă serie de consultări după ce astăzi cabinetul propus de Dacian Cioloș a picat la votul de investitură în Parlament cu nici măcar 90 de voturi. De la ora 11, chemate rând pe rând partidele, rapiduleț, până la 1:30, se încheie runda de consultări. Despre PNL știm că se duce cu propunere Florin Câțu, așa a hotărât biroul executiv al liberalilor. Hai să vedem ce hotărăște președintele, deși dacă l-a lăsat pe domnul prim-ministru să anunțe asta, sigur, poate și ăsta e un semn. Vă ținem la curent, evident, aici la Europa FM. Peste câteva minute doar veți auzi și știrile care contează. O seară liniștită, sănătate! Ediție specială cu Alicia Cupescu și Cătălin Striblea la Europa FM.